Haideți să vă arăt cum preparați niște clătite cu dovleac. Pentru început eu am folosit un dovleac pe care l-am curățat foarte bine, cu o lingură am scos semințele. După ce a fost curățat și dat pe răzătoare, am obținut cam 600 de grame. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să mă urmăriți, vă mulțumesc! După ce dovleacul a fost dat pe răzătoare, într-o tigaie am pus unt, niște zahăr cu puțină scorțișoară, am lăsat untul să topească și am adăugat dovleacul. Am lăsat dobleacul pe foc în tigaie cam 10 minute. Apoi am pus totul într-o farfurie și l-am lăsat să răcească. Cantitățile la această rețetă le veți găsi în descriere sau în comentarii. Într-un bol încăpător am pus ouăle, am adăugat puțină sare, vanilie, ulei, am pus laptele treptat, vom pune și făina, amestecăm bine, trebuie să obțineți o compoziție mai groasă, apoi adăugăm restul de lapte, în acest fel nu o să aveți cocoloașe. Am pus și cacao, după ce compoziția este gata, se lasă la frigider sau într-un loc răcoros cam 30 de minute. După ce a stat la un loc răcoros cam 30 de minute, am început să pun câte un polonic din compoziție în tigaie și să formăm clătitele, bineînțeles. Le lăsăm 2-3 minute pe fiecare parte, acum depinde ce tip de ragaz aveți. După ce sunt gata, le lăsăm puțin să răcească. Între timp eu am bătut foarte bine niște frișcă cu puțin zahăr, vanilie, și am început să pun frișca pe clătite, am adăugat și dovleacul și am rulat. După cum vedeți, procesul este foarte simplu, nu este greu. Înainte de a fi tăiate, clătitele se lasă la frigider cam 3-4 ore sau de preferat peste noapte. După ce sunt gata, o să începem să le porționăm. Această rețetă se poate face și cu gutui, struguri, prune, mere, ce aveți. Nu uitați să distribuiți postarea cu prietenii dumneavoastră. Vă mulțumesc.